Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Sunt Mirela Retegan și sunteți la Europa FM, la emisiunea Părinții de gașcă. Pregătiți-vă, desenați-vă zâmbetul pe chip, pentru că în această dimineață o să vorbim cu umor despre ceea ce înseamnă părinții de gașcă cu un copil de gașcă de data asta. Este un băiat care cu siguranță a crescut uh, într-un mediu în care i s-a dat voie să se exprime, pentru că astăzi invitatul meu cucerește online-ul românesc cu umor cu foarte, foarte mult bun simț și cu uh, un apetit de a face haz de necaz de generațiile din 70 până în 2000, care pe mine una m-a cucerit. Alex Delea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Deci am râs într-o dimineață când am găsit un filmuleț de-al tău pe Instagram în care arătai cum se trezesc uh, oamenii în funcție de anul în care s-au născut. Ghișce, eu născut în 1970. Fix. Fix. Am venit cu viitura pe și <laughs> când au fost inundațiile din 70. Mă regăsesc în absolut toate tiparele pe care tu le pui acolo. Mă bucur foarte mult. Iar fica mea este născută ghici când? În 2000. În, în 2000 fix. Fix în 2001 și o regăsesc în tot ceea ce faci tu acolo Hai să le spunem câteva vorbe ascultătorilor despre tine Sigur că da, mă numesc Alex Delea, mai bine spus Delea Alexandru Elizian oh. Un nume de care nu știe foarte multă lume, are elizian. și o poveste Elizian, te rog Normal trebuia să fiu o fetiță pe nume Eliza Dar din câte se pare sunt un băiețel și a trebuit să transformăm Eliza într-un Elizian Elizian, da, ce mama Elizian. ta s-a da. gândit să facă această da. adaptare Da, un nume foarte a visului interesant. ei de a avea o Eliza, da. a zis dacă nu a fost Eliza a să fie Elizian da, Exact, exact, exact și mereu când mă prezint în fața cuiva și îi spun numele complet, este șocat de faptul că, că mă numesc Elizian și îmi spune de acum încolo așa am să spun, Elizian Nimeni nu îmi spune asta pentru că după două trei zile uită, Uita, efectiv da. uită Așa că mai bine Alex Delea, mult mai simplu. Alex Delea, te-ai născut în Constanța? În Constanța, după care m-am mutat în Megidia la vârsta de câteva luni. Practic m-am născut în Megidia. Megidia! În Megidia o să merg cu da. Gașca Zurli în Megidia ah, pentru ai, prima oară în viața noastră, la sfârșitul lunii. Wow! Este orașul meu de suflet. Este o fericire foarte mare Nu am fost niciodată. E drăguț acolo? E foarte frumos. M mie îmi place pentru că acolo am crescut până la vârsta de 12 ani, Așa. Și după care ne-am mutat în Spania, cu toată familia. Într-un final. Stând acolo ani de zile, la vârsta de 25 de ani, m-am înscris la Survivor. Tu fiind uh, locuind în Spania, da, da. te-ai înscris la Survivorul românesc, uh, exact. difuzat de Pro TV. Pentru că la mine în casă mereu aveam cabluri din România. Uh -huh. Uiteam la programele românești. Iubesc România din tot sufletul meu. De când am plecat în străinătate în Spania, mereu mi-am dorit să mă întorc înapoi. Doar că nu aveam de ce. Uhum. Și uite că am avut un noroc. Bine, l-am și căutat, că m-am înscris pentru că am, am insistat pe m-am înscris de trei ori. Adică okay. nu m-am lăsat cu una cu alta. După care am mers la casting, într-un final am mers și la, la show-ul Survivor, unde l-am și câștigat primul sezon în care am fost. După care s-a produs mutarea mea în România, direct din Survivor, din Republica Dominicană, direct în România. N-am mai trecut prin Spania. În, uh, și ai rămas în București? Da. Și ce faci acum? Acum am rămas în lumea online-ului, în televiziune. În, în general... Deci, ești creator de conținut. Ca a devenit o meserie. De creator de conținut. De conținut. Da, da. da. creator de conținut, mai. Eu, când am început. Eu, când aveam vârsta ta. Îmi nu, 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 Suntem într-o emisiune. Îmi în pare rău, da. ție chiar poate să-ți pară rău. Eu, când aveam vârsta ta, apărea o meserie nouă în România. Anume? La 26-27 da. de ani, jurnalismul. A, uite, Jurnalismul pe vremea aceea, om de radio, om de televiziune, era la fel de uh, inconfortabil cum vorbește acum despre creatorii de conținut, despre influenceri, despre domeniu... oamenii. Da, pentru că pe vremea aceea noi aveam senzația că să fii jurnalist, să fii om de radio, trebuie să fii făcut, niște școli, să fii... Și sindromul impostorului... Uai, doamne, cât de bine spui! Nu-ți hmm? nu închipui de câte ori simt acest sindrom simt al impostorului, că, vai de mine. Cine sunt eu să mă urmărească lumea? Corect! Cine sunt eu Doamne. să se uită oamenii la mine? Ce cine sunt eu să mă duc la Europa FM să vorbesc? Exact. Ce e Europa FM pentru tine? Wow, e un lucru foarte mare, foarte mare, pentru că eu un om normal fiind, știind de Europa FM de când sunt mic, de, bine, de când am auzit de, nu știu, acum foarte mulți ani de zile, de, tot, de toate radiourile care sunt. Uh, a fi interesant. E un talon. Da, și exact. să ajungi să fii invitat la Europa FM, da. stai și te gândești: Vă dar ce am făcut eu da, să merit asta? asta. Aici au vorbit toți des. președinții, toți oamenii importanți ai României, de la microfoanele acestor radiouri s-au transmis mesaje importante exact, pentru țară. Exact, exact. Și știi este o emoție e, pentru mine, o emoție știi, foarte știi mare. Și cine ești tu? Ești un băiat foarte deștept <laughs> Mulțumesc care a reușit mult. să cucerească foarte mulți oameni cu o abordare de foarte mult bun simț a diferențelor dintre uh, generații. Și asta ești tu. Ai reușit să uh, spui într-un fel extrem de prietenos lucruri pentru care eu mă cer cu fică mea <laughs> și uh, în, în familiile noastre sunt foarte multe discuții pentru că eu văd uh, viața dintr-o perspectivă și Maia vede viața dintr-o cu totul altă perspectivă și tu vii și zici în anii 70, în anii 80, în anii 90, în anii 2000 Uite, așa ne manifestăm. Tu ești născut în... În 96 pe 4 septembrie. Am înțeles, la mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Fecioară? Mulțumesc. Da, Fecioară. Fecioară cu ascendent în Fecioară, am ah, aflat de curând. A, Da, e ceva... Fata cu care o să te însori tu, no, o să aibă ceva bătaie. Să cap. sperăm să vină odată și odată. Ai răbdare, nu te grăbi. Aha. Unde te grăbești? Nu mă grăbesc. Da. Da. Ce înseamnă pentru tine părinți de gașcă? Părinți de gașcă, prietenie. Okay. Prietenie, dorința de a sta cu ei fără a avea o, o, o jenă de, de, de a povesti un lucru care ți s-a întâmplat. Cum sunt eu cu mama mea? Mama mea este, nu știu, nu, adică este mama mea, este prietena mea, e o persoană cu care pot vorbi orice. Tu ai trăit cu mama ta în Spania. Da, da, da. Și cu mătușa, din ce am înțeles. Da, da, da. E... Și aici este o istorie. Am fost crescut de trei femei, de mama, bunica și mătușa mea, până la vârsta de patru ani, după care mama și mătușa mea au plecat în străinătate pentru a avea un trai mai bun. Ok. Eu am rămas cu mămăița până la vârsta de 12 ani. Toată viața am trăit cu mămăița. Deci tu ești copilul crescut cu, părin cu mama plecată în Spania da. și crescut de bunincă. Da, da, da. Cu mama care s-a luptat ca noi să avem un trai mai bun, pentru că, practic, eu am venit cu schimbarea în familie de a avea strictul necesar. Lumină, mâncare, de -ale gurii să putem trăi normal. Pentru că a scârțit până la epoca mea. M am avut părinții mei, mamă, am avut o viață foarte grea. La mine a început să se facă lumină. Okay. ușor, ușor. După care plecarea în Spania ne-a făcut foarte bine. Și, într-un final. Acum, mămăița mea este în Spania, mămica mea tot în Spania, mătușa mea tot în Spania și cele două verișoare tot în Spania, deci în familia sunt numai Fete și femei. Și tu ești singurul bărbat. Eu barbat. sunt singurul bărbat. Uh, am înțeles din ce Băiat, am citit încă în din, 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 de din declarațiile tale că tatăl tău a ales să nu se implice în... Uh... Uh, da, 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 o spun fără nicio problemă, fără nicio durere, pentru că nu a făcut parte din viața mea niciodată. Niciodată, așa că, uh, niciodată? Uh, ba da, pe, pe etape, pe etape, da, l-am întâlnit. Cred că uh, din câte mi-a povestit mama mea a stat cu noi până la vârsta de 5 luni, după care a plecat, și aici e o poveste foarte fani, nu o spun cu răutate, doar că e haios. Că a plecat parte din viața ta, da. da? a plecat, nu știu, nu cred că a plecat într-un loc anume, a plecat, nu, nu și-a luat la revedere, adiu, a plecat dintr-o dată și a apărut peste ani de zile cu o chiuvetă pentru că voia să vândă în Medidia. Ok. Da, după care ne-am mai văzut odată la vârsta de 12 ani, unde s-a încercat din nou să fim o familie timp de câteva luni. Nu a reușit treaba încă, dar țin minte că asta foarte, țin minte foarte bine când am luat pe mămăița deoparte și i-am spus Mămăiță, am tată! Eram fericit! Eram fericit pentru că vedeam la școală că toți copiii vin cu tatăl să joacă fotbal. L-am luat și eu pe tatăl meu la școală. Copiii erau uimiți de mine că am venit cu tatăl. Eram, aveam pentru o mândrie. Prima dată. Da, dar... S-a terminat repede, fără nicio durere în suflet, absolut deloc, n-am avut nicio nu știu, asta a fost, asta a, fost a, venit, sentimentul... a plecat, a, venit, exact. a plecat. După care l-am mai văzut o dată la vârsta de 19 ani, unde și aici vine, avem o, o mică povestioară, Pentru că m-am întâlnit cu el, cu soția lui și cu fratele meu, copilul. Din pe care cealaltă. Făcut cu, da, pe care l-am făcut cu soția actuală. Eu, Alex. Da, 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 și a fost foarte tare, că a fost un impact vizual. Eu intram în mall, iar ei ieșeau și când i-am văzut, zic, wow, pentru că am aflat de ei, de la soția tatălui meu, printr-un mesaj pe Messenger, în care mi-a trimis dintr-o dată poze cu fratele meu Andrei și mi-a spus, el este fratele tău, Andrei are șapte ani. Și zic, wow, wow, ce tare. Ce... Semănați? Semănăm, da. Tu cu Andrei? Da, 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 da se pare că tata are o sămânță foarte bună, da. După care am mers la am mâncat în mall, am mers la ea acasă, dar la fel. După care s-a oprit, iar iar ne-a da, din a comunica. Iar într-un final ne-am văzut după Survivor la vârsta de 25 de ani. Ne-am văzut, am făcut un greet fără să vreau, adică am făcut o am dat un pus un mesaj pe TikTok să ne vedem în fața cazinoului din Constanța și a venit destul de multe persoane și au. A venit și el. Ne-am văzut acolo, am vorbit, totul bine, totul frumos. Deci, o, o întâlnire în spațiu public. Da. da. Împreună cu fanii tăi. Da, fa un eram Urmăritori. Da. Nu inconștient, fără a ști ce se întâmplă. Erau la câteva zile după ce m -am, am venit din Survivor și am făcut un TikTok, pentru că nici măcar nu aveam TikTok. mi Am, făcut, am pus un TikTok și am zis să ne vedem și a venit lume spre surprinderea mea. Și m-am bucurat foarte mult. Și totodată cu ei a venit și tatăl meu, cu fratele meu. Ce te-a salvat pe tine, Alex? Vai de mine, foarte bună întrebare. Cine m-a salvat, mai bine spus? Nu știu, ce sau cine? Uh, mama, familia, mămăița, mătușa, familia, familia. Cum ai rămas tu cu mintea asta atât de uh, veselă, limpede, clară? O întrebare foarte bună la care și eu caut deseori răspuns, pentru că eu de multe ori trebuie să iau decizii importante în viața mea, trebuie să mă maturizez, dar mi-este foarte greu. Eu înăuntrul meu, pentru că multă lume spune treaba asta că încă sunt copii, eu încă... Trebuie să lucrez la mine pentru a mă dezvolta. Am 28 de ani, dar am o gândire foarte blândă, foarte cu minte, foarte naivă, care câteodată mă trage înapoi, pentru că sunt momente importante, serioase în viața mea și nu știu cum să reacționez. Mi este foarte greu. De-aia n-am avut o ură față de cineva. Nu m-am certat niciodată cu o persoană de bătaie sau lucruri de genul, nici măcar nu ca pe îndoială. N-am avut o problemă cu nimeni. Mereu sunt prietenul cel mai bun al tuturor. Nu știu, nu-mi nu nu place să vorbesc despre mine, dar uh, sunt o persoană extraordinar de bună. Iubesc să iubesc oamenii. Iubesc când oamenii sunt fericiți datorită mie. Și asta o fac zilnic, nu doar prin intermediul rețelelor de socializare. Zilnic, zi de zi, las un zâmbet pe, pe fața oamenilor. Cu, cu o îmbrățișare. Cine l-a învățat un... să fie așa? Uite, e o, o întrebare foarte bună. -am, nu m-am învățat. N-am avut o copilărie. În care, cum, cum se întâmplă uh, acum de altfel, când părinții le spune copilor, fă asta că e, uh, nu e, bine, asta că e bine. Mama ta fac. era în Spania și da, tu la... erai cu mămăița, unde locuiați? Primit, Poftim? Unde locuiai cu mămăița? În la Megidia, la Megidia. Megidia, Da, ne-am primit o, o educație. Eu am crescut cu măița, cu mama și cu mătușa de la sine. Eu înseamnă că ăsta ce... era felul lor de a fi acasă? Ăsta era felul vostru în da, familie? Da, da, da. Mămăița e cea mai bună persoană din lume. E o persoană atât de... Trebuie să vă arăt că nu pot abține. E cea mai bună persoană de pe planetă. E, e copilul meu. E cel mai pur om din lume. Așa om bun nu există. Nu există pe planetă. Păi e... nu cum să fii rău cu o mămăiță bună. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Și n -am, n -am, nu știu, am fost mereu un copil pf, foarte timid, introvertit, foarte... Da, Aparent, și când s-a deschis, Alex? În Spania. În Spania s-a deschis când mama m-a băgat în barul familiei, fără a ști să vorbesc spaniolă, și am început să muncesc cu publicul. Deci părinții, mama ta acolo avea da, un, 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 un bar? Un bar. Restaurant, da, restaurant. Iar acolo m-am dezvoltat eu personal. Ok. Foarte mult, foarte și mult. Și cum te-ai descurcat fără să știi spaniolă? A venit totul de la sine. Uh, nu știam să spun mai nimic, dar ușor, ușor am început să... Să vorbesc, să înțeleg oamenii, să înțeleg prin, prin ce trec oamenii Pentru că munca la bar, mai ales în Spania, este pentru mine un, mai mult un job de psihologie Pentru că vin foarte multe persoane, din toate domeniile De la, nu știu, de la un om din construcții până la un par parlamentar Vin toate tipologiile de oameni, cu fel și fel de probleme Și ce este foarte interesant este că toată lumea are dreptate, în felul lor Are dreptate, un om, a venit iar odată, a venit un om care a făcut să pușcărie pe o, pe o nenorocire. Dar el, când explica, el avea Din dreptate. Din da, perspectiva lui, el era... avea adevărul da, lui. Exact. Și eu eram șocat că îl înțeleg și zic, mă, tu ai dreptate, mă. În societate nu ai dreptate deloc. E foarte grav ce ai făcut. Dar tu, în felul cum gândești și cum explici situația, ai dreptate, fii tu să fii. Erau în uh, anturajul tău uh, copii care aveau acasă părinți de gașcă? Părinți pe care ai care fi vrut să fie... Părinții tăi? Um, sau, din potrivă. Mai toți părinții prietenilor mei erau mai. Um, cum să spun. strict? Um, strict, îi certau. Pe unii chiar îi băteau. Eu n-am primit, am primit odată o palmă de la mămicul meu că am plecat din fața blocului la o nuntă din cartier și nu m-au găsit, s-au speriat și mi-a dat o palmă la fund, dar eu am plâns pentru că mi-a dat o palmă, nu pentru că m-a durut. Mm -hmm. Nu m-a dorit deloc, dar o las în ca mi-a dat o palmă, mă micu, mi-a, mi-a Da, m-a pedepsit, dar nu, nu, am părinții prietenilor mei erau mai mai stricți cu Severi. prietenii, da. La mine nu a fost, nevoie. dar nu cred că a fost nevoie. Eu doar voiam să stau afară să mă joc și să facă copii să se simtă bine, să râdă, să îi alerg. Să... Aveam o dezvoltarea asta de a face omul să se simtă bine de mic. Țin minte când spuneau copii, aveam o, o, bătălie între noi, între echipele de fotbal Dinamo și Steaua, iar eu așteptam ca să-mi spună mie Dinamo, amă, îi, alergam, îi făceam să se simtă bine, îi, alergam toată ziua doar ca să râdă și mă simțeam și eu bine cu ei. Așa ceva? Măi Alex, există vreun lucru de care te-ai temut că o să-l afle mama ta? din, din prostioarele pe care le-ai făcut tu când erai adolescent. Vai de mine, am făcut foarte multe prostioare. Așa. Foarte și, multe. Și. Nu mă interesează ce prostiere. Nu, ai făcut, bă, acum, dar... nu, nu, că cam de toate se știe. Mă gândesc ce am făcut și n-am vrut și să. Și ți a afle. fost frică, da. da? Sau te-ai temut ce o să se întâmple dacă află mama. Mama, nu știu. ai făcut din asta. A fost că ceva nu știu. pentru care s-a supărat foarte tare pe tine, în afară de plecarea aia la o nuntă de la nu. bloc? Nu. Nu i-am adus niciodată nicio supărare, nicio problemă, nimic. Niciodată. Pentru că i-ai ascuns ce faci sau pentru că ai nu, avut nu, grijă nici, ce nu, faci? -am, nici n-am avut grijă, nici așa a fost să fie. Pentru că nu aveam grijă să... Adică nu eram tentat să fac o, o, o boacănă și alegeam să nu o fac, nu eram tentat să fac nimic. Pentru că, cum am spus, eram un copil timid, rușinos, introvertit, mi era foarte rușine să fac ceva, să ies în evidență cu ceva greșit în viață. Nu, nu, puteam face lucrul ăsta. Și nici acum nu pot să fac. Nici acum nu pot să fac vreo tâmpenie. Doamne ferește, nu pot să, să îmi cineva, să-mi atragă cineva atenția, mă, mă doare inima, mor. Ai avut limite? Ți-au pus limite? Nu, nu. Mamă, -a, nu ți-a pus nicio limită? Nu. Nu, Îți eu cred că... Alex, asta nu ai voie până aici, de aici încolo, în niciun caz? Niciodată. Asta am vrut să spun că nu mi s-a spus ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Nu spun, nu spun că asta este bine, pentru că depinde și de copil. Că poți avea un copil care este problematic de la sine. Sunt familii bune care, din păcate, ajung să aibă un copil rău și invers, să fie familii bune care, din păcate, ajung să aibă un copil rău. Se întâmplă. Eu cred că educația contează, dar contează și copilul. Contează exact cum este el, ca și om. Pe degeaba ai o familie înstărită, o familie bogată în cunoștințe, dacă copilul respectiv este să spun, paralel cu familia. Se întâmplă deseori. Am avut familii bune cu copii răi și invers, cum am spus. Când ai simțit pentru prima oară că ești independent? Nici acum nu simt că sunt de independent. Cred Dar de, de cine depinzi? De mama, de mămăița, de toată lumea. Da, cu toate că sunt independent. Eu acum trăiesc singur pentru prima dată la vârsta de 25 de ani. Până la 25 de ani am stat cu mama, cu mămăița, toată Așa? viața. Și aș fi stat toată viața în continuare. Eu, mămăița e copilul meu. M-aș muta înapoi cu ea din. Doamne, de abia aștept să vă văd. Eu e cea mai. Nu, nu pot explica în cuvinte. Acum, că a venit momentul să mă mut în România, m-am mutat foarte brusc din, din Dominicană, din Republica Dominicană, de unde s-a ținut show-ul, direct în România. Așa. Fără a avea haine de vară, că era iarnă când m-am dus. Fără avea telefon, că mi-au furat telefonul în Dominicană, n-am avut nimic. M-am întors în România. Mama a făcut, vai și aici, o, o mini poveste. Mama a venit în România, m-a așteptat cu mămăița și a luat o cameră de pe Airbnb. Dar era o garsonieră care părea cameră, că avea pe un perete o canapea și pe un celălalt perete patul. Dar luase de fapt o garsonieră și am stat și eu într-o garsonieră cu mămăița, cu mama și eu o săptămână după Survivor, după care mama cu mămăița a plecat și a rămas în România, independent fiind, fără să-mi dau seama. Nu mi-am dat seama asta. Ok, deci tu te-ai trezit independent la 25 de ani. Corect. Până atunci în Spania, când lucrai la barul familiei... Da. Tu trăiai cu mama, cu exact, bunica exact. și aveai tu banii tăi. Da, de, da, 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 da? E, munceam, munceam la, la mama mea, cu toate care am plătit de mama mea. Așa. Dar eu îi spuneam mamei, zic, mamă, va veni momentul în care o să trebuiască să-mi iau viața în, în, în piept și să mă duc în față și nu o să știu ce să fac, mă, mă micule măi, o Așa. să fie nasol. Și a venit fără să, adică a venit când nu m-aș... Adică mă așteptam pentru că îmi doream. De la vârsta de 22 de ani, deja uh, zi, bă, îi spuneam, nu-i bine. Mă, adică, mamă, eu mă bucur că suntem împreună, dar eu trebuie să fac da. și eu ceva. Ok. Că eu nu știu să plătesc o factură, eu nu știu să fac nimic, că tot faci tu. Eu nu fac nimic. Bine, la 25 muncă. de ani, da. tu nu știi să plătești o factură. Acum da. Acum, acum da, acum da, am, am fost Ce a nevoie. fost cel mai greu? Pot spune adaptarea, doar că... Nu știu la ce a trebuit să mă adaptez, pentru că m-am mutat în România singur. Greu în sensul de, de unde să o apuc, cum să. Păi asta e că nici acum nu știu de unde să apuc, și nici măcar nu știu ce am apucat. Sunt un, un, un om foarte haotic. Așa? Foarte haotic. Știu că nu-mi nu place să spun asta despre mine, pentru că mi se spune că îți deunează, dar de am un ADHD foarte bine dezvoltat. Sunt un om foarte haotic, extraordinar de nebun. Dragi ascultători, la emisiunea Părinți de Gașca aveți de-a face cu un copil care a crescut cu o mamă de gașcă. Mama ca mama, dar mămăița... Doamne! Cred că a fost doamne. de super gașcă mămăița ta. Incredibil! Mămăița, doamne, e senzațională. Măi, Alex, deci aș abia Aș fi vrut aștept... să fie cu mine, aș fi vrut să fie cu mine. Tata viitoare! Aș abia aștept să ne întoarcem după publicitate, să văd eu cum ai ajuns tu la concluzia că sunt așa cum sunt... Adulții născuți în 70 da. și 80 și 9 și să i luăm pe rând. Problema nu este la ei. Este la noi. Problema e la anii da. 2000 și da, da, da. Deci abia aștept să ne întoarcem să, să vă spună el cu gurița lui cum vede el adulții din 70 și să se uite în ochii mei în timp ce vă spune asta. Ascultă Părinți de Gașcă cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Europa FM, la Părinți de Gașcă. Alex Delea este unul dintre cei mai iubiți oameni din online românesc al acestui moment pentru că reușește cu bucurie și cu foarte mult umor să pună în aceeași oală patru generații, născuți în 70, 80, 90 și 2000 și să. Așeze o lupă foarte onestă asupra felului în care noi ne manifestăm. Cum ți-a venit ideea asta? În primul rând am văzut un alt sketch la o persoană și de acolo mi-a venit ideea de a continua. Ok. Și de a face mai mult. Zic, wow. Sunt mult mai multe exemple. De exemplu, când faci baie, când cheltui bani, când strângi bani, când te trezești și mult mai multe. Am în cap să fac mult mai multe pentru că sunt mii și mii de exemple. Foarte multe. Și atâta timp cât văd că sunt deci numele bune și oamenii eu se Eu m-am recunoscut. 100% în cei născuți în 70 și am recunoscut-o pe fica mea în cei născuți în 2000. Hai să răspundem celor care ne ascultă și care probabil că nu te-au descoperit în online, că ei te găsesc și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok, așa ai ajuns la mine cu un filmuleț despre cum se trezesc oamenii în funcție de vârsta pe care o au, da? Cum se trezesc oamenii din 1000 născuți în 70? Au un, un har, un talent, nu știu cum o pot numi pentru că e un eu... drive. Da, 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 este ceva extraordinar de a te trezi la secundă. Treaz, treaz, Dar adică te trezi, dacă trezi treaz. Ce este cel mai senzațional este că te trezești fără alarmă, adică uneori mă trezesc la șase și oamenii se trezesc la șase fix, fără nimic. Mi se pare senzațional. De ce aia din 70 se trezesc da. și sunt incredibil, se treci. incredibil. Cu cât am înaintat în vârstă? Aia de 80 în ani. Da, totul devine din ce în ce mai greu. OK. Din 80 deja ai nevoie de alarmă. Așa. Ai nevoie de alarmă și te genează trezirea de dimineață, dar asta este. Îi dăm drumul. Okay. Trebuie, trebuie. OK. Anii 90. anii 90, de unde sunt și eu, în anii 90. Cum se trezesc oamenii născuți nu, în 90? Nu am nevoie de alarmă. Trebuie să fie ceva foarte, foarte extraordinar, de important, de neratat să mă trezesc imediat, dacă trebuie să mă trezesc, ca să mă trezesc, trebuie să mă trezesc, că nu pot dormi toată ziua, este foarte dificil. Eu o trezire grea, e dureroasă. Îmi vine să mă pun înapoi în pat, în fiecare, după fiecare secundă de, de, a face un lucru, îmi vine să mă pun în pat. Trebuie să plec din casă, că altfel dorm înapoi. Este foarte grea trezirea. Problema este la... problema este de fapt... Greutatea adevărată, greutatea vine adevărată, la cei născuți în 2000. 2000, da? 2000 plus. 2010, da. 2005, 2002. Așa. Uh, unde, asta o fac și eu, trebuie să recunosc, Da, cred că o face toată lumea, Amânarea alarmei, pu să pui alarma din 5 în 5 minute, dacă nu chiar din minut în minut Nu alarmă, sirena Da, da, sirena, pentru că sună într-un hal extraordinar, tocmai ce am venit din Constanța și am dormit la niște prieteni și suna alarma din camera cealaltă, eu am crezut că nu e nimeni acasă nu, dar nu se trezea efectiv deloc, nu se trezea. Mai sună alarma și eu aud de la birou Incredibil. și ea nu aude. Incredibil. Sau te trezești la birou de pe 5 străzi. Te trezești Așa dai amânare, după, care, am după care spui că mai doar 5 minute și într-un final au trecut câteva ore bune. Te trezești nervos pentru că uite, de, de asta de aici vine depresia tineretului din ziua de astăzi, din lucruri mici, pierderea unei nopți că nu te-ai trezit când trebuie, că n-ai mâncat ce trebuie, că avem, avem atât de mult acces la internet încât vedem atât de multe lucruri care ne deunează vieții. Lucrurile de acum deunau și înainte, doar că nu puteam vedea asta, nu știam de, de treburile astea. Noi cum trăim schimbarea, efectiv în momentul de față, noi trăim schimbarea planetei, populației, întregii lumi. Înainte nu exista internet, nu exista absolut nimic, informație zero. Acum noi trăim Totul evoluează de acum. Tot ce a fost în 1300, 1400, 1500, 1600 este foarte asemănător anilor din trecut. Deci, spune mie, cum pot eu, născut în 70, da? Cum sunt. Cum ai caracterizat oamenii născuți în 1970? Așa sunt majoritatea părinților. Da, dar. Uh, copii din 2000. Oameni cu 90. o educație aferentă anilor. Oameni cu educație. Ce fac oamenii? Poate strictă, născuți în poate 70? dură, poate. Bă, cum să spun? Cu frica de părinți. Cu. nu știu cum, nu știu cum să mai Cred că sunt morți majoritatea, dar nu mai, no, e, nu no, mai no. există. Nu mai există. Dar, dar, dar. Tu dar crezi că eu mă trezesc rămână? dimineața repede pentru că mi-e frică de părinți? Nu, bineînțeles că nu. Niciodată. Tu crezi că eu. Da, reușesc că să, mă, să fac dușul repede pentru că mi-e frică de părinți. Responsabilitatea oamenilor născuți în anii 70-80. Este mult mai mare decât responsabilitatea pe care o avem noi așa. Pentru că viața pe lângă noi trece așa Dar de ce vă permiteți voi să fiți responsabili? Dar nu ne permitem, că eu nu vreau Eu chiar nu vreau, eu vreau să fiu responsabil Eu chiar îmi doresc din suflet Eu, eu invidiez persoanele care pot face lucrurile astea Eu pot să te ajut da. Dacă vrei, te iau la mine vreo câteva luni să vezi ce responsabil de fi. păi și urmează după aceea o noapte de distracție și îmi strică tot orarul pe care m-am închinuit să-l fac timp de o săptămână. Și începem din nou aceeași poveste, firar mama măsii. Așa, deci oamenii născuți în 70 sunt foarte responsabili. Foarte responsabili. Au crescut în vremuri în care în care edu ai o explicație da. pentru asta? educația era foarte diferită. Foarte din topor, cu reaua, al pentru ai luat o notă slabă la școală, te aștepta acasă, acum frica nu, nu te mici de la școală nu cred punct că mai de vedere. este. Da. Nu mai există. Oamenii născuți în 70, eu sunt născut în Uite, 70. Uh, chiar chiar mă gândeam să fac un nou sketch și legătură cu, cu oamenii născuți în data de data de cu părinții cum se comportă cu copiii la da, școală. Că atunci da. când luai o notă mică era foarte exact. grav. Acum când e o notă mică poate se frică să-i spui ceva copilului că se supără și sună la psiholog <laughs> și intră în depresie și doamne ferește ce se poate întâmpla. Să ce nu bagi... Stai, oprește-te. Deci, mie, născut în 70, mi-era frică să le spun părinților că am luat o notă mică, că mama zicea o, o vezi și n-apucam, că o simțeam în secunda 2, da? Ție? Mie, La, mame e? Mie? mamei e frică și, să unul, spună. În, și mie mi-era frică Așa. să spun. Dar acum, în, în, în momentele da? în care da? trăim acum, anxietatea este peste tot. Cuvântul <laughs> ăsta, anxietate, a apărut dintr-o dată. Exista de mult, doar că nu avea o denumire. Și... Okay. Sunt și... foarte mulți copii mai mai, mai slab de, de, de... Deci pe vremea mea le era frică da. era, -a E frică unui copil să spună părintelui iar acum, acum este e invers E frică părintelui da. să-i da. spună este ceva este copilului invers. când este... e o notă da. mică Copiii sunt foarte împachetați foarte... Părinții sunt foarte grijuli cu copii Atât de grijuli încât dacă îl las afară singur și se împiedică Și doamne ferește cade de la o înălțime infimă Se spere părintele mai tare decât copilul eu acasă veneam, julit tot și mă bandajam tot, după care ieșeam înapoi afară. Care sunt expresiile alea pe care uh, n-ai vrea să îi le spui niciodată copilului tău? Wow, e foarte. Uite, vorbind de, de anii 70, înainte nu te gândeai la așa ceva. Ce să-i spun să nu se supere? Ce să-i spui, Doamne, să nu se întâmple asta, dar îi trăgeai o palmă la fund. Așa. Țipai la el, nu știu ce-i făceai, dar nu te gândeai ce se poate întâmpla după. Pentru că nu se întâmpla nimic după. Ca așa era viața. Înainte. Acum. Fai de mine. Acum există. Ce nu i-ai spune niciodată. Ce nu i-aș. Mamă, foarte multe. Nu aș țipa. Nu, există comportament vulgar. agresivitate în gesturi, fără a face ceva. Sunt foarte multe cauze care poate trauma copilul. Și sunt copii care suportă, sunt mai dur, dar sunt copii mai, mai, mai timizi. Mai se foarte... Se pare că generația născută în anii 90-2000 este Fragilă, de adevăratele, sau părinții au devenit extrem de uh, fricoși? Părinții sunt foarte fricoși. Atât de multe da? reguli pentru copil, atât de multă uh, grijă față de copil, n-a existat înainte, nu era. Înainte se trezea, lăsa afară și intra când voia. Sau bine, când voia, că te duceai în acasă și... na, îl mai și pedepseai că asta prea mult. Acum... Grija pentru copil este bună, evident, dar dăunează deseori, dăunează foarte mult. De ce crezi că are atât de mare succes ceea ce faci tu? Felul în care prin sketchurile tale tu pui, uh, prin comparație aceste generații. Pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă. Mereu când fac un lucru, este că se întâmplă. El există, există. nu-l inventezi. Cel mai, ce este cel mai important este că sunt lucruri pe care le facem, dar nu ne dăm seama. Asta îmi place foarte mult să aduc la vedere, un lucru pe care îl faci dar tu nu știi că îl faci Dar băi, și te uși cu, și spui cum mă, cu -fac și eu. cum e cu dușul? Când intră la duș, cineva născut în anii 70? Dușul e la fel, da, Prelungind timpul. Cum e dușul pentru cel de din exemplu, '70? De exemplu, micul meu când intră la duș, intră și cât butonezi telecomanda a ieșit. Rapid, Așa, rapid. După care mai stăm, mai nu știu, mai stăm pe telefon Că și oamenii din anii 80. Sunt cu mobilul, de fapt, cam toată lumea, în momentul de față. Prelungim puțin timpul. Poate ne mai uităm în oglindă, mai în oamenii din 70 nu prea mai contează Deci, un, un om din, născut în 70 face duș în 10 minute. Da, Unul născut în da. 80 face duș în 20. 20 de minute. Minute. După care urmează de generația mea în... din 90. 90. Unde, da, mai stau o lecuță, mai stau puțin, mă mai uit pe telefon, aleg și o melodie pe care să o pun. Mai stau. O oră, da? Am mai puțin la mine. Dacă, mă, dacă nu mă grăbesc, nu se știe. O oră. Iar și generația nouă. Din, 2000? din care pot face parte și eu. <gângăt> da. În primul rând, să, trebuie să fac un duș, perfect. Să fac un duș. De multe ori sunt cupluri. Știu un cuplu care atunci când intră bă, băiatul la duș, îi, îi se ia telefonul. Că dușul poate. poate se poate duce într-o parte de, de, nu știu, de. Pf, terapie, de okay. ceva foarte lung, de un podcast de jumătate, o oră pe care îl pui și îl okay. duci și îl asculti, te uiți, adică e o, o, rutină dușul, nu mai este un duș simplu. Este o rutină pentru lui dușul să stai, să te uiți, să te, nu știu, să, de, 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 ai un coș, ai sort coșul, vezi alt coș, dai drumul la apă, nu-ți place apă, oprești, hai că intru din Deci asta odată, e explicația sunt... pentru care cei născuți în anii 90 da. și 2000 da, stau la duș Mai bine ca spus. ca la spa. Exact. Pentru oamenii normali normal, e o necesitate, pentru mulți este o relaxare. Și Am la înțeleg. relaxare nu te grăbești. <laughs> și nici nu poți să o judeci. Nu, că e de Mi-au mai plăcut foarte tare uh, sketchurile tale legate de ce spunem mm -hmm. noi părinții și ce auziți voi, copiii. Da? Se întâmplă, la fel, se întâmplă mereu. Când, de exemplu, un exemplu Dacă, pe care nu l-am da, făcut da, și nu l-am spus niciodată, când spunea mama când erai mai mic. Mamele, Nu mama mea că nu mi-a spus niciodată, dar mamele prietenilor mei când spuneau, așa. Hai de vină că nu-ți fac nimic. Asta ce înseamnă? <laughs> ce, înse ce înseamnă asta? Așa. Înseamnă că dacă ai venit, o dau. Okay. Vină că nu-ți fac nimic. Și când vii, practic, practic, practic aș spune, vino că nu-ți fac nimic, Vină că o să strag o bătute de n ai mai văzut așa ceva. Ce expresie ai mai decodificat tu? Vai, sunt foarte multe. Uite, mi se întâmplă deși dacă mă întreb acum ce o melodie preferată, nu știu să spun niciuna. Da. Acum mă întreb de o expresie și nu vine niciuna, dar găsim repede. Ah, haide în casă că te las după aia să ieși afară. <laughs> haide în casă că nu mai ești toată ziua afară. Deci mai, mai spun o dată, mama zice... Da. Haide în casă că ești după aceea afară, haide să mănânci și ești după aceea. Și copilul ce aude de nu vine? Păi hai de că, haide în casă că nu mai ești până mâine. Am înțeles. Uh, mănâncă repede că pe urmă te lasă te uiți da, la televizor. Da, da, da. Copilul uh, ce aude? Poftim? Copilul ce aude când mama zice: mănâncă mai repede că pe urmă te lasă te uiți la televizor. Uai, far, uh, mănâncă mai repede că după aceea te lasă te uiți la televizor. M Mamele înainte aveau o, o obsesie față de copii să mănânce. Că dacă nu, nu știu ce credeau ele că se întâmplă. Că moare copilul de foame, că nu se poate pune mâncarea înapoi în oală, că o pune înapoi era dorința mamei de a termina copilul de mâncare. Era satisfacția mamei ca copilul să termine mâncarea din farfurie. Și asta era recompensa mamei. După aia te uiți la televizor. Dar nu interesat pe mamă televizorul. Interesul mamei era farfuria aia să se termine. Că înainte nu aveam de mâncare. Și, și copilul acum când... traduce expresia cu uh, uh, mama ar face orice da, ca mama, să mănânc mama din farfurie. Da, exact, exact, exact. Trebuie să mănânci. Că înainte mama n-a avut să mănânce și acum mama îți face ție și tu nu mănânci. Trebuie să mănânci tot. Ce-ai face tu diferit de ceea ce fac părinții de astăzi? Wow! O întrebare extrem. Uite, și nu, nu ne referim la mama ta. La mine, de exemplu. Ce-ai ce vrea să facă diferit părinții? E, în primul rând, i-aș da... din generația 90-2000. Aș risca. Din prima și i-aș da libertate. Copilului. Da, da, libertate să văd ce face, cum gândește, ce obiective are în viață. După aia putem construi, dar n-aș vrea să vin eu să-i spun tot ce trebuie făcut, tot ce nu trebuie făcut. I-aș da libertate... Ti se pare că părinții de astăzi uh, dau prea multe indicații, ordine și. Uh... Sunt, sunt foarte multe indicații, foarte uh, dar sunt persoane care nu fac deloc. Adică, na, din păcate, sunt părinți care nu se ocupă deloc de creșterea copilului, și când spun deloc, deloc. Dar vorbim de oamenii mai normali, care au o familie normală și sunt prea grijuli cu copiii, foarte grijuli. I-aș da libertate mai multă să văd ce face, iar în cazul în care, Doamne ferește, am ghinionul. Ca al meu copil să fie un pic. Diferit față de ceilalți, să facă prostii, Doamne ferește, nu, da, trebuie să te implici mult mai mult, da? Asta cum? este. Învațăm acum. Cum? Uite, Oi. eu sunt mama unui adolescent, da? da? Sunt mama unui tânăr, nu-i cunosc anturajul, nu-mi reușesc să-mi dau seama ce face toată ziua, bună ziua. Am, Aș vrea am găsit să găsesc o soluție știu, foarte bună. Te rog. Empatia. Tu, dacă nu-ți înțelegi copilul și nu știi cum să vorbești pe limbajul lui, niciodată nu te ascultă. Pe cum să-l înțeleg dacă el nu vorbește? Păi aici trebuie să empatizezi, trebuie să-l simți, trebuie să fie copilul adică trebuie să ai, să ai o empatie față de el, trebuie să te înțelegi, trebuie să fie prietenul tău. Trebuie și să cum faci. O să fiu prietenă cu copilul păi meu? Exact, asta, asta depinde de creșterea lui ca și om. Acum, eu nu pot să spun cum poți să să-ți dai seama de anumite lucruri dacă nu văd omul. Dar tu cred ca mamă sau ca tată, îți dai seama că se întâmplă ceva. Adică ai văzut că se știi că umblă cu cineva, știi că face ceva ce pe tine mă te Mă duc să-l urmăresc? Mă duc să-l urmăresc? Niciodată, nu, nu, nu. 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 Dar um, trebuie să-l faci. Întreb în jurul meu alți oameni dacă el nu-mi spune să nu fie, nimic. Să nu fie obsesiv. Adică să nu cumva să ajungem într-un mod de a urmări copilul pe stradă pentru că după aceea îl pierzi și mai tare. Ok. Eu, bă, după aia vei, mă, mamă, ce faci, stai după mine? După aia, în loc să-ți spună ce se întâmplă, nu o să-ți mai spună niciodată ce se întâmplă. Dar trebuie să Ajungi ajuns să ai o conexiune foarte puternică cu copilul tău. Să, ai o, să exact cum am spus, empatizez, să empatizezi foarte mult cu copilul tău, să-l înțelegi. Acum trebuie să, să vezi cum trebuie să abordezi copilul tău ca să-l înțelegi și ca să te înțeleagă și el. Exact cum am spus cu domnul, care a ajuns la pușcărie și eu îl înțelegeam. Înțel, eu, atunci când înțeleg. Tu crezi că un părinte bun ar trebui să înțeleagă orice din viața copilului lui? Să înțeleagă, să înțeleagă, asta nu înseamnă să și accepte, să -și accepte. Nu, să înțeleagă Dar trebuie să, da, 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 evident, evident Trebuie să, că poate este un lucru pe care tu nu l înțelegi Dar tu trebuie să faci ce am spus eu mai înainte Cu domnul care a făcut pușcărie Chiar dacă nu este normal, el are dreptate Și trebuie să-l faci să înțeleagă și cum este văzut de din afară Ti se pare că un părinte ar trebui să rămână de partea copilului lui Orice s-ar întâmpla, nu, 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 nu să-l susțină să-l absolve de vină, ci să rămână sprijin, moral, nu. Uh, da, psihic. Evident, da, dar dacă vorbim de lucruri deja ieșite din comun, nu. Adică dacă copilul tău... De ce faci, îl abandonezi? Nu l abandonezi? Nu-l abandonezi, dar încerci să-l duci pe calea cea bună. Evident că nu, dar. Deci rămâi lângă el rămâi. rămâi toată viața, Doamne. Păi nu, nu, nu ai cum. Adică nu știu. Eu cel puțin, eu aș. Doamne, e, eu, cum aș, când vorbesc de un copil, eu mă gândesc la mămăița. E mămăița e copilul <grijos> meu. Ai lăsat-o pe mămăița Care, după cum se vede, m sunat, mă sună foarte des mămâița. Am înțeles. Cât de des te sună mămăița? De ordinea zecilor. Pe zi? Da. Și îi răspunzi? De câte ori pot. Exemplu, acum n-am putut. Am înțeles. Da. Uite, vreau să-ți dăruiesc o carte. Se numește Astăzi de aici, acum. Mă bucur foarte tare că am reușit să. Am să spun povestim foarte interesant. Și vreau să invit pe cei care ne urmăresc să intre pe pagina de Facebook Părinți de Gașcă și să răspundă acolo la postarea cu poza cu tine. Să ne scrie la comentarii expresii pe care n-ar vrea să le folosească vreodată. Mulțumesc din suflet în relația cu copiilor. Am o. Ador să citesc, îmi este foarte dificil să citesc. Așa. Eu de deseori, după ce termin o pagină de citit, efectiv spun, mă, ce mama naibii am citit eu aici? Trebuie să mă citesc o dată, că n-am înțeles. Eu ce, citesc, te, dar, te, dar nu, ce? nu sunt atent, nu sunt ah, atent ce ah, citesc, ah, okay. efectiv. Și vorbesc cu mine și zic, mă, tu ai ceva, mă, din cei... Nu, nu, bine, hai, încă o dată, nu înțeleg. Și cel mai bine citesc în avion. Acolo simt, de ce? Pentru că nu există telefon, că de ales. nu există, există informație, nu există absolut nimic. Când eu știu că pe lângă mine sunt fel și fel de lucruri atractive, mintea mea, fără să vreau eu, să zboară în fel și chip peste tot. În avion este momentul perfect, doar că ultima carte de dezvoltare personală pe care am luat-o să o citesc în avion, am pierdut-o, adică am plecat fără ea. M-am dus cu ea, dar Căutați-l pe Instagram și pe Facebook și o să înțelegeți de ce a fost astăzi invitat la emisiunea Părinți de Gașcă. Merită să-l cunoașteți pentru că o să vă ajute foarte tare să înțelegeți diferența dintre generații și felul în care noi privim anumite lucruri. În încheiere pot da un sfat părinților rog. pe care e, îi Aici văd sunt, că face Da, uită-te la mine. Părinții care fac uh, Așa. în legătură cu copiii copii mici. mici. Cu adulții, la adulți acolo deja e crescută, da. treaba e mai dificil. Dar cu cei micuți, atunci când se împiedică, cad, că se întâmplă, că e un copilaș mic și tu te sperii atât de tare încât copilul nu plânge că s-a împiedicat, plânge că tu te sperii, dragă doamnă. Plânge că tu ești atât de speriată că poate păți e, ceva copilul deci tău. Deci copilul de fapt plânge de mila mamei. Doamne, dar cu mătușa mea, de fiecare dată, verișoara mea, crede-mă din suflet, eu m-am jucat cu verișoara mea și a, am pus-o pe un dulap și a căzut de pe dulap. Care, dar mătușa nu știe. Ba da, știe că era acolo. Și evident acolo s-a speriat că n-a, s-a speriat, dar crede-mă din suflet că n-ar fi plâns. De, deseori copiii nu se sperie, dar când văd fața părinților de traumatizați, de speri, sperietura vieții, copilul îl Alex, Doamne, Doamne, mă iubește și să termine emisiunea, că cine știe ce mai auzeam da, dacă mai continuă. Eu vorbesc foarte mult, <laughs> foarte mult, foarte mult. Nu știu când ați vorbit timpul, frumos. dar mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur foarte tare și îți mulțumesc din toată inima. Am avut o altă perspectivă. Alex Delea a fost astăzi invitatul meu la Părinți de Gașcă. Am reușit să aflăm împreună câteva lucruri despre cum ne văd ei, cei născuți în generația 90-2000, pe noi, cei născuți în 70-80. Așadar, dacă n-ați prins emisiunea de la început, să știți că o găsiți și în online, pe YouTube, pe Spotify, Părinți de Gașcă. Eu sunt Mirela retegan și vă mulțumesc din toată inima că sunteți prezenți aici. Pe pe frecvențe, ne întâlnim în țară, la MediDia, la Constanța, în diasporă. Urmăriți Urli.ro și o să vedeți acolo absolut tot traseul pe care îl avem. Eu nu am niciun weekend liber în această toamnă, așa că șansa să ne întâlnim pe undeva este foarte mare. Vă îmbrățișez cu drag și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.